v-am regăsit la dublă personalitate. În ediția de astăzi punem reflectorul pe literatura contemporană pentru că invitatul meu, tocmai ce și-a lansat la Timișoara cel mai recent roman al său, este vorba despre scritorul și jurnalistul Mircea Pricăjan. Mulțumesc tare mult că ai venit să stăm de vorbă. Mulțumesc și invitație. Cum spuneam, Mircea, avem aici murmur romanul tău, cel mai, cel mai proaspăt scos, și aș să începem discuția de la, de la romanul ăsta. De acord. Este U... cel mai proaspăt. Nu e cel mai proaspăt scris. Ah, ok, uite, deja, deja un detaliu. Un detaliu. Cum, cum, cum s-a născut romanul ăsta? s-a născut în două, a început să nască în 2016, când am lăsat un alt roman. Dar așa cum se întâmplă, cum spuneam, în momentul în care apare un roman, autorul are în lucru alte lucruri, alte, alte proiecte. Atunci când lansam acel roman, aveam în lucru un volum de povestiri și am simțit nevoia să aprofundez puțin unele subiecte din acele povestiri la un alt nivel. Și am început să scriu acest roman fără a avea o structură anume, nu știam exact unde se va duce, l-am lăsat să mă ghideze el după logica lui, că ți au o logica a lor și dacă stai să o asculți, e acel murmur, de aceea se și cheamă murmur. Eu simțeam că are o bătaie, un ritm al lui și am plecat urechea să ascult ce, ce, îmi spune și vreme de patru ani am stat și am, și am ascultat acest murmur și am transcris ce, ce îmi șoptea. cum ziceam, nu știam ceva, ceva rezultat din, din proiectul acesta. Mi-a luat mai mult decât credeam eu să-l scriu și asta pentru că mi-am dat seama că acel plan cu care pornisem la drum și care în roman coincide cu planul trecutului al amintirilor, nu e suficient și am nevoie de încă un, un, un nivel de interpretare. Și realitatea din zilele acelea, 2016, dacă mai țineți minte, până în 2020, au fost niște ani foarte... Tulburi și foarte agitați cu multe evenimente sociale și politice, fiindcă cele sociale au venit din cauza celor politice, și acel plan s-a cerut introdus în, în roman și are, are o greutate acolo. S-a simțit asta, știți, citind, la un moment dat avem senzația că. Zic, sigurii roman, după primele două capitole m-am întors și zic, e proză scurtă pentru că părea că n-are legătură, dar cumva din, din capitol în capitol există așa o paralelă pe da. care o faci în, în, în ce povestești acolo și mi-a plăcut stilul ăsta de structură, că sunt cumva două planuri paralele pe care mergi. Asta vin din ce am spus anterior, dar și din faptul că cam majoritatea, oamenilor care suntem, cu care suntem contemporani, nu avem timp să scriem sau să facem lucruri care, care intră în categoria hobby-ului. Nu avem timp să le facem constant. Și atunci și la această carte, ca și la celelalte cărți ale mele, am lucrat pe sărite. În weekenduri, diminețile, înainte să răsară soarele, seara, noaptea, târziu, și atunci genul acesta de proză scrisă ca și cum ar fi o colecție, să spunem, de povestiri Uh, Se perfectează cel mai bine, pentru mine uh, acestui stil de, de, de viață și de lucru. Că, exact, despre asta voiam să te întreb și vis-a-vis -vis de, de stil și de modul tău de a, de a face treaba asta. Și mi-am mi și notat aici o, o frază de la care am vreau să încep. Ai zis la un moment dat din nou în fața caietului ăstuia, vremea confesiunilor noaptea târziu. Exact. Care, e, care e bucătăria ta atunci când n-am reușit să găsesc o, o rețetă? rețetă. Nu, nu, din păcate nu. Ar fi foarte comod să știu că dacă fac într-un fel, rezultatul e garantat. Exact. Nu mi se întâmplă așa. De obicei, încerc să profit de acele momente când lumea nu are nevoie de mine. Cam, cam așa funcționează. Simt când, când există buzunare din acestea în timp în care pot să mă așez și să fiu doar eu. Și mi-am dat seama că am nevoie să fie de câteva ore astea. Nu, nu mi-ajunge să știu că am o singură oră în care, într-adevăr, nimeni nu are nevoie de nimic de la mine, dar nu mi-ajunge acea oră, fiindcă de obicei prima oră stau și mă uit la pagina goală sau scriu ceva ce după aceea voi șterge. Uh, n-am, n-am un program. Uh, am nevoie de mai multe ore. Și uh, am, aș, ar fi ideal să am, uh, să am uh, mai multe zile legate. Pentru alt, alt gen de proză, uh, de roman, romanul acela clasic, cursiv, uh, fluviu să-i spunem, deși nu în ideea de volum, uh, e nevoie de, de un timp legat mai, mai, mai lung. Eu nu am, nu l-am. <laughs> Aș rămâne tot la, la romanul tău, și, pentru că am simțit foarte mult, și nu, nu te cunoșteam înainte, dar am simțit în multe părți că există și partea asta, poate autobiografică, și aici vreau să, să ne spui tu mai multe. În paralel cu um, influența asta a celei de-a doua meseria ta de jurnalist, le-am simțit tot timpul acolo. Cum, cum se împletesc astea, astea două? Am încercat să scriu, o iau un pic pe ocolite. Am încercat să scriu și genul acela de proză, care mizează foarte mult pe, pe imaginație și pe, pe fabulație, dar nu în sensul peiorativ. Dar mi s-a părut că rezultatul nu e convingător, în primul rând, pentru mine. Și atunci, într-adevăr, când scriu, am nevoie să mă sprijin pe pe lucruri pe care le-am trăit sau pe care le-am, în preajma cărora m-am aflat foarte, foarte aproape. Și de, de aici vin, vine și sentimentul propriu al cititorului, că sunt lucruri trăite. În mare parte sunt, bineînțeles, când faci literatură din asta, se adaugă, se adaugă alte lucruri, fiindcă intervine acea bătaie, acel puls de care vorbeam înainte, al cărții, al prozei, al textului, în, dar uh, am, am nevoie, am nevoie de aceste elemente di, 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 din viață. Uh, iar partea partea cu uh, partea jurnalistică din carte vine din aceea, uh, e cea mai. Uh, e cea mai uh, uh, acolo imaginația uh, s-a întins cel mai mult în, în ce mă privește. Eu sunt jurnalist cultural. Lucrez la, la o revistă de cultură. E, cu totul, e o activitate cu totul diferită de aceea de jurnalist da. la presa de zi cu zi cotidiană. Iar personajul din acest, din acest roman este jurnalist, care e în mijlocul evenimentelor, mai întâi în orașul, orașul lui de provincie, după care se mută la București, unde inima bătea cel mai tare atunci. Acolo a trebuit să-mi să imaginez. Și mi-am imaginat, și probabil că acea latura cărții e un pic mai tensionată, și din. Nu știu cum să spun, angoasa mea. M-am temut întotdeauna că va trebui să fiu jurnalist, genul acela de jurnalist. Am terminat facultatea de litere și aveam câteva opțiuni la sfârșitul facultății. Puteam să devin jurnalist, așa, și m-am temut de aceasta, de aceasta m-am temut cel mai tare, puteam să devin profesor. Uh, și mi-am dat seama că nu am vocația necesară uh, În timpul facultății există Acele module pedagogice uh, Și eu am făcut facultate De, de română-engleză Am făcut, am predat În, a, în anii facultății și la uh, Clase, am, pre, am predat și la Limba română și engleză Deci ai avut nici... și experiența asta am, am avut și experiența asta de catedră Și atunci mi-am dat seama că nu mă potrivesc Nu am Nu știu, probabil că se, se dobândește în timp Dacă ajungi totuși să o faci și <sum> e minunat. Întâlnirile pe care le am de o vreme încoace cu elevii mă fac să cred că aș fi putut la un moment dat să mă adresez ca profesor. Dar mi-am dat seama că nu. Atunci nu puteam face lucrul ăsta. Deci profesor nu, jurnalist nu. Din fericire am avut varianta cu jurnalistul cultural fiindcă era revista Familia în oraș, în Oradea, și era un post liber și uh, asta îmbina și jurnalismul, latura blândă a jurnalismului, uh, o îmbina cu scrisul. Și acum, tot mai dus pe, pe ideea asta, întoarceri un pic în timp, când, uh, când ai început să scrii? Care a fost contextul în care ai început să pui cuvinte pe hârtie? Uh, era în gimnaziu cândva, uh, 13-14 ani, în jurul acelei vârste, când, când am prins gustul lecturii, nu aveam o mare pasiune pentru cărți și pentru citit în primii ani de școală, nu știu din ce cauză că aveam cărți suficiente acasă, dar a fost nevoie probabil să, să vină, să vină revoluția și să elibereze, li să se extindă domeniul literaturii care apărea în librării. Și atunci, prin anii aceia, 92-93, am dat peste câteva cărți care m-au transformat pe viață în cititor și citeam cu, 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 mare voluptate până, până acolo încât a simțit nevoia că trebuie să fac și eu ceva. Că mi se părea că aș putea să fac ce citeam acolo. Și înainte să scriu propriu zis ceva, îmi auzeam gândurile care se desfășurau în felul ăsta, îmi narau acțiunile pe care le făceam. Deci măcnea ceva măcnea, acolo tot timpul. Mea, adunase acolo destule, destule lucruri. Și țin. Asta e o amintire foarte, foarte clară. Nu am, -am detalii de, de scenografie, să spun așa, dar am sentimentul acela. Îl păstrez în memorie foarte bine. Sentimentul de a, de a te mișca prin lume și de a auzi în cap o voce care cap din exterior. Vocea unui autor omniscient care te vede, te observă și îți descrie în propriile acțiuni. Și am trăit câteva, nu știu, săptămâni, luni. Cu, cu vocea asta, și la un moment dat a trebuit să, să o transcriu și să o exorcizez, cum se spune. Și atunci am transcris, într-adevăr, și am început să scriu, imitând. Cum se face la început? De, de multe ori aud în, în povestea asta că scritorii încep cumva cu versuri. Uite, la tine n-am auzit asta și te-aș întreba, de ce, de ce doar proză? Am încercat și poezie, dar nu venea din, din nevoia mea de a scrie. O scriam ca să am, să, am ce dărui cuiva. Ori asta nu mi se pare un motiv suficient de valabil pentru a scrie. N-am simțit niciodată că pot scrie poezie. Nici nu am citit foarte mult în anii aceia. În, ultima, în ultimii 15-20 de ani, într-adevăr, am citit mai multă poezie, dar nici după această experiență nu pot... am simțit nevoia să o scriu. Uh, probabil că există, există un anumit tipar de gândire creativă. Uh, unii se nasc poeți, alții se nasc prozatori, alții se nasc și sunt cei mai fericiți, se nasc și poeți și prozatori. La mine a fost, am nimerit pe latura prozatorului. Uite că acum ai ajuns cu murmuri la Timișoara, s-a întâmplat la libreria două, la două bufnițe, dar înainte de asta am văzut că ai avut așa un tur pe care l-ai făcut și unde, în ce oraș ai? Am început în Oradea, de unde sunt eu evident, am continuat cu Cluj, Bistrița, Arad, București, acum Timișoara mai și la... mai urmează Brașov și Sibiu. Deci uite că a făcut un deja tur. Un, un, un tur acolo. <laughs> da, da, da. Ultima întrebare vis-a-vis -vis de murmur că le avem a cadru și, și celelalte două cărți ale tale. De ce ar trebui citită cartea asta? Uh, greu, greu de spus. Uh, Nici o carte nu trebuie citită. Nu e obligatoriu, nimeni nu, nu e obligat să citească o anumită carte. Uh, mă gândesc, acum vorbesc din experiența altor, cit altor cititori ai acestei cărți. Mă gândesc că ajută, ajută la deblocarea unor, unor amintiri. Pentru mine a funcționat în felul acesta și când am scris-o. Sunt lucruri de acolo pe care nu mi le-aș fi amintit dacă nu scriam cartea și care probabil rămâne, ar fi rămas pe, pe veci îngropate undeva. Și am auzit, am auzit că se întâmplă același lucru și, și cititorilor de acestei cărți. Să spunem că ar fi un motiv. Exact asta am vrut să zic, că citind-o am gândit eu am um, personajele astea cumva alternativa din, din viața mea. Cred că toți avem o crina un Matei în, în viața noastră. Și mi-am amintit mi mi foarte mult de parte asta de copilărie, că de te-am întrebat cu partea asta autobiografică cât de mult și cine poate sunt personajele astea de acolo. Um, ele există de fapt uh, real, sunt sunt constructe, sunt, sunt părți care, care, vin din realitate, sunt părți ale personajelor care au trebuit adăugate pentru a contura mai bine o idee sau pentru a da unei scene mai multă credibilitate, dar în mare, mare parte, da, sunt, vin, din, vin din realitate. Aș vrea să vorbim un pic și de, de pum de fier apărută la Polirom în, nu știu exact ce an. 2018 așa, e o carte, uite asta nu nu știam și nu am citit-o e o carte pentru, pentru copii și e o carte scrisă la comanda fiului meu, personajul principal al cărți este Mihai, Mihai îl cheamă și pe fiul meu uh, și colecția aceasta Polidom Junior era la început atunci uh, în, în, în cadrul editurii Polidom, a apărut câteva cărți uh, le aveam, una dintre cărțile care a, care a apărut se atunci era uh, o vară cu Isidor de Veronica de Nicolescu cartă pe care o cumpărasem, evident, și am citit-o fiului meu. Și a plăcut foarte mult, îi citeam, era mic atunci, avea cât șapte ani, opt ani, ceva de genul ăsta. Și am citit acea carte și a plăcut foarte mult și uh, mi-a reproșat că nu i-am scris și lui ceva asemănător. Și atunci uh, mi-a dat temă să-i scriu o carte care se cheme Pum de Fier și să fie cu un uh, super supererou vrea el care să facă lucruri năzdrăvane. Și așa s-a născut cartea. Am, scris -o, am început să o scriu pentru el, după care editura a intervenit și mi-a mi dat o comandă fermă pentru, pentru, manuscris. Deci, mi ai răspuns și la întrebarea anterioară. Există și partea asta de, de realitate pură în ceea ce faci și dacă tot mi adus, avem aici de la, tot de la Polirom Egoproză calitatea luminii tot proza scurtă, nu? Nu, asta e roman. E, e roman? E, e, roman. E, e roman, e din 2016 și îl consider adevăratul meu debut. <laughs> Pentru că romanul care am debutat e, e din 2002, aveam uh, 22 de ani, atunci eram în anul 3 de facultate. Era, e, e un roman care vine, uh, vine în urma ambiției de la început de a scrie. Uh, e mare, e prolix, e. Uh, E greu de citit și aș vrea să nici nu-l citească nimeni. Și atunci a venit această carte după 14 ani e apărută, timp în care am tradus și am acumulat și cunoștințe și experiență. E un roman de familie, așa cum e și Murmur, doar că pe un alt, pe o altă axă. Uite că ești scriitor și ești și traducător. Ai tradus, nu știu, peste, multe, peste 60, 60 ceva. și ceva de, de da. cărți. Um, cum, cum funcționează lucrul ăsta? Ai, uh, există zona asta în care simți că îți pui tu amprenta în, în, prin traducerea pe care o faci? Asupra textului pe care exact. îl traduci. Uh, ideal ar fi să nu se simtă amprenta traducătorului, el să fie păpușarul din da. umbră. Asta întreb cum faci tu pentru că și tu e îi, îi, scrii și da. poate că există uh, tendința asta. Uh, să zicem că asta a fost un avantaj, deși l-am perceput ca dezavantaj după o vreme. Când am tradus și când traduceam cu normă zilnic, n-am putut să scriu. Nu s-au putut suprapune. Pentru că am încercat, bineînțeles, am multe proiecte eșuate din acei ani, din 2002 până în 2016, când a apărut calitatea luminii, dar n-am putut nici când să le suprapun. Probabil că asta a ajutat și traducerii, Fiindcă nu s-a contaminat atât de mult de ce aș fi vrut eu, ca autor, să pun acolo. Uh, și, evident, nici scrierile mele nu s-au putut contamina de traduceri, fiindcă n-au existat. Da. E, e un aspect important și asta. Uh, se uită la noi foarte mulți studenți de la Politehnică, și poate că există acolo cineva care, deși vrea să fie, nu știu, într-o zonă a ingineriei. Are simte exact ce ziceai, și tu că ai simțit că mocnește ceva acolo? Ce sfat ai da unui tânăr? Ah, în primul rând, să citească. Nu există cât scrise fără cărți citite, și carte din carte se face, cum se spune. Deci, să citească, în primul rând, literatura momentului. Fiindcă e foarte important să ai la bază și la lecturile clasicilor. Evident, sunt importante, dar trebuie să știi cum se mișcă literatura în prezent. Iar după ce face acest exercițiu de a-și cunoaște viitorii colegi, să scrie, evident. Trebuie să scrie cât mai mult, cât mai mult și cu cât mai multă încredere și să ceară părerile altor prieteni. Dacă se întâmplă să ai prieteni scriitori, cu atât mai bine să le ceară și lor părerea mai avem câteva secunde și suntem la dublă personalitate. Trebuie să vorbim și de Mircea Pricăjan, omul. Da. Mai în afara, în afara ariei asta, astea artistice, creative. A, nu știu dacă mai rămâne ceva. Să zicem că e partea tatălui. Asta am, deși, am dedus-o. Da, deși, deși, cum spuneam, și asta, apropo de pumn de fier și asta se, combina se cu combină, cu se cumva. E, e, un tot. Nu știu dacă se pot separa lucrurile atât de bine. Să spui că astăzi de la ora 6 după amiaza până la ora, până la ora culcării sunt doar tată. Nu poți să faci lucrul ăsta. Ești, ești, tatăl scriitor. Sau ești scriitorul tată, depinde cum, cum, cum se... care e amprenta predominantă atunci. Îți mulțumesc tare mult că ai venit să împărtășești cu noi toată povestea ta. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare gânduri bune!